Misiunea specifică a Departamentului Școlii de Sabat a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea este aceea de a distribui studii biblice potrivite pentru toate categoriile de vârstă, începând de la copii, adolescenți și majori. Școala de Sabat are cel puțin trei scopuri principale: studierea Scripturii, părtășie și activități misionare. Studiul Scripturii se face într-un mod sistematic, unde există un sistem de instruire pentru instructorii școlii de sabat. Aceștia adresând întrebări în cadrul școlilor de sabat, iar participanții, mici sau mari, oferind răspunsuri în urma studiului personal. Părtășia. Școala de sabat oferă momente de părtășie. Aceștia își pot exprima bucuriile sau încercările vieții. De asemenea, este un timp de dialog și de revedere. Nu suntem egoiști în a păstra doar pentru noi informațiile aflate din Sfânta Scriptură. Oferim transmisii live ale școlii de sabat, oferim cărți, dar și informații sau sfaturi practice în cursul săptămânii. De asemenea, pentru a stimula dărnicia, săptămânal se face o colectă a școlii de sabat pentru a ajuta diferite proiecte de binefacere și de dezvoltare din întreaga lume. Dacă sunteți interesați de programul școlii de sabat, vă invităm ca în fiecare zi de sabat să fiți alături de noi, începând cu ora 9:30. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Vă spunem un bun regăsit în cadrul dezbaterilor școlii de sabat, a studiilor școlii de sabat din cadrul Bisericii Adventiste Matca 1. Ne bucurăm că suntem din nou împreună, și putem să dezbatem lecții prețioase din Sfânta Scriptură și mai exact din cartea Evangheliei după Ioan. De data aceasta am ca și invitați care mă vor ajuta în dezbaterea acestui studiu frumos pe fratele Radinca Bogdan. Bun venit, frate Năstase Dragomir și frate pastor Ștefăniță Adrian. Domnul să binecuvânte implicarea dumneavoastră. Astăzi avem în discuție un studiu ce se intitulează Ferice de cei ce cred. Și avem un text de la care plecăm. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Plecând de la acest text, aș vrea să vă întreb, pentru cine este mai ușor de a crede ceva? Pentru cel care a auzit, dar nu a văzut? Sau pentru cel care a văzut cu ochii lui? Și cred că răspunsul este evident. Pentru cel care vede că are această convingere, a propria convingere că a văzut acel lucru. Dar ce vrea să spună Iisus prin ferice de cei ce n-au văzut, dar au crezut? Vreți dumneavoastră să începeți? Da. Și apoi cu... În primul rând, Toma avusese o discuție cu ucenicii care fuseseră prezenți. Uh-huh. Și Domnul Hristos aici spune, ferici de cei care au crezut, n-au văzut, dar au auzit. Și spune, credința vine în urma auzirii. El, cu fiecare ocazie pe care îi spuneau, că timp de o săptămână, după 8 zile, spuneau, fost prezent și el, din nou a venit Domnul Hristos. Dacă credea de prima dată, astăzi Evanghelia se predică nu prin văzul că Domnul Hristos e prezent, ci prin auz. Prin mărturii. Și aceasta dă credibilitate. Nu? Și era mărturia lor și erau colegii lui care fusese atâta timp împreună cu Domnul Iisus. Și au spus, Tomă, crede că noi am văzut noi lucrul acesta. Să văd eu cu ochii mei. Și atunci spune, bineînțeles, Domnul Iisus l-a iubit și l-a acceptat așa cum este. Dar e mai bine ca să crezi pe mărturia pe care o spune alții, care la rândul lor mărturia e bine cuvântul Dumnezeu. Uh-huh. Mulțumesc. Aparent, ceilalți ucenici nu erau mai buni decât Toma.
pentru că ei au crezut după ce l-au văzut. N-a fost Toma prezent în acele ocazii, dar ei l-au văzut. Uh-huh. Cu alte cuvinte, el este mustrat pentru un lucru de care ceilalți au avut parte, de el n-a avut parte. Dar am spus doar aparent, pentru că la Toma este ceva mai mult de atât. El s-a simțit probabil și deranjat. De ce a ales Iisus să vină să se întâlnească cu ucenicii exact în momentul în care nu era el prezent? Uh-huh. De ce el să fie dat la o parte și să nu îi se descopere lui personal? Și asta l-a făcut să se simtă deranjat, jignit și din orgoliu a zis, eu nu cred, nu vreau să cred, aleg să nu cred. Și a fost mai mult decât lipsa unor dovezi, că dovezi erau mărturiile celorlalți ucenici și a fost o atitudine pe care el voia să o corecteze. Dar dojana Domnului Hristos a fost mult mai blândă decât o percepem uneori. Uh-huh. Noi astăzi ce ne mai rămâne? Pentru că noi nu mai putem vedea pe Iisus cu ochii noștri. Dar pentru a crede, de ce avem nevoie și avem ceea ce ne este necesar pentru a putea crede? Da, bineînțeles, față de cei care erau pe timpul Domnului Iisus Hristos, ei au văzut la fața locului pe Domnul Iisus Hristos, minunile și așa mai departe, și au fost și atunci oameni care nu au crezut mărturia aceasta. În plus, față de ei, aș putea spune, avem cuvântul lui Dumnezeu care ne este descoperit, s-au descoperit anumite profeții care s-au împlinit ad literam. Și, în ultimul rând, mai sunt și alte dovezi, dar prin creație, prin experiența personală, îl putem cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și putem crede mărturia aceasta tuturor oamenilor. Și legat de mărturii, în Evanghelia după Ioan ni se prezintă o varietate largă de oameni care au dat mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Oameni cu credințe diferite, poate cu profesii diferite, din pături sociale diferite, și toți au dat mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Ceea ce ne spune nouă că, știu eu, așa cum în familia omenească sunt necesare tot felul de talente pentru a forma un întreg, la fel și în Biserica lui Dumnezeu, fiecare avem rolul nostru. Spune foarte frumos studiul, am găsit un comentariu, un lucru care spune că suntem ca niște fire în marea țesătură. Uh-huh. Fiecare cu rolul lui. Mulțumesc. Spune Domnul Hristos la un moment dat că se raportează la Avram și îl ia ca și martor al său. Dar înainte de asta, de a discuta exact acel episod, pentru a ne transpune un pic în contextul acelei vremi, ce reprezenta pentru poporul iudeu, pentru evrei? Ce reprezenta Avram? Care era, cine era Avram pentru ei? Cum îl considera pe Avram? Păi, pentru poporul evreu, Avram este părintele lor, primul de care spune că Dumnezeu l-a chemat și a luat ființă. Ei au luat ființă prin Avram. Mulțumesc. Atât Avram cât și Moise erau considerați de poporul Israel ca profeți mari, înaintașii lor, și era părintele tuturor credincioșilor Avram. Și nu numai al lor, al poporului evreu, ci a tuturor familiilor pământului. Spune, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dacă vorbești cu mahomedane, cu astea, la fel, zice, Avram, tatăl credincioșilor. Acum, când Domnul Hristos face referire la ei, spune, Avram a văzut ziua mea, s-a bucurat. Sunt multe persoane în Sfânta Scriptură la care Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, le-a arătat până la finalul timpului cum va fi încheierea, cum va fi sfârșitul, cum se vor derula evenimentele lui Avram, lui Moise, lui Daniel și așa mai departe. Și spune, Avram a văzut ziua mea. Care zi? Ziua sacrificiului, ziua eliberării, practic Golgota, înălțarea, revenirea din nou în slava Domnului, și o trăsălta de bucurie că prin Iisus Hristos se rezolvă. Apoi Isaac, un prototip al Domnului Iisus Hristos, nu? Da. Prin felul lui de a se comporta, la fel și Domnul Hristos, spune ceilalți tâlhari, spune Spiritul Profetic, să zbăteau, prin Domnul s-a stat liniștit ca și Isaac. Poate Avram nu mai era nevoie de experiența aceea de pe muntele Moria, dacă știm că toți se întâmpla niște lucruri. Și el spune, părintele credincioșilor, au avut și el îndoieli.
la timpul lui. A avut și el probleme, spun eu, situații de necredință, dar în final s-a prins cu toată puterea de Dumnezeu și... Mulțumesc. Deci, pentru poporul evreu, acest Avram era foarte important, se raportau foarte mult la acesta și ei afirmau că îi fac ceea ce a făcut Avram, calcă pe urmele lui Avram, el este tatăl nostru. Și Iisus vine și le spune de data aceasta că, de fapt, ei spun mai multe lucruri acestea din punct de vedere teoretic, pentru că ei, practic, căutau pe Iisus și, în parte bine, să-L omoare. Și dumneavoastră a anticipat ceva și aș vrea să dezvoltăm subiectul. Domnul Hristos spune referitor la Avram, spune că Avram a văzut, a săptat de bucurie, care să vadă ziua mea și a văzut și s-a bucurat. Frate pastor, despre ce zi este vorba mai exact aici? Sfânta Scriptură conține ceea ce numim noi tipuri. Tipurile sunt date fie de zile, fie de persoane, fie de sărbători, care își găsesc împlinirea deplină în Iisus Hristos. Cum a văzut Avram ziua Domnului și s-a amintit foarte bine, este, a fost momentul acela când el, la porunca lui Dumnezeu, merge pe muntele Moria împreună cu Isaac, fiul lui, fiul făgăduinței, fiul promis, și lui se cere să-l aducă ca jertfă, ca dovada credinței în Dumnezeul care se va ține de cuvânt și în situația aceasta. Știm că nu ajunge să facă lucrul acesta, deși în evrei se spune că l-a adus jertfă pe fiul său în act în sine, chiar dacă actul nu s-a produs, el era dispus să o facă. Apare acel berbec care este un locuitor și nu este sacrificat Isaac. Însă în sacrificiul acela pe care Dumnezeu îl cere să îl facă, el îl vede pe tatăl care îl dă pe fiul ca sacrificiu, ca înlocuitor, ca răscumpărător pentru noi. Și evident, ziua mea, despre care Hristos vorbea, era ziua legată de jertfă, ziua sacrificiului. Dar ce, pentru că vorbim despre martori, e foarte important să păstrăm atenția asupra ideii de martori. Martori variați, femei, bărbați, tineri, bătrâni și, cum s-a spus, din toate categoriile. O mărturie, ca să fie autentică, veritabilă, să cântărească, trebuie să vină dintr-un spectru cât mai larg. Ai spune că dacă vine doar din partea unora, fie îi cunoaște, fie au un interes și sunt de partea lui, dar când este atât de pestriță mulțimea sau categoriile astea de variate, spune, măi, e autentic. Iar Avram, dacă pentru ei Avram era părintele lor, dă mărturie chiar el însuși despre Hristos, el le spune, vă dați seama cât cântărește asta? Una este să-ți spună un om pe care nu-l cunoști un lucru și alta este să vină din partea unei persoane pe care o consideri autoritate, etalon, model și ea să-ți spună lucrul respectiv. De asta intenționat Domnul Hristos apelează la mărturia lui Avram, care nu mai era în viață, dar apelează la mărturia lui pentru că ar trebui să cântărească. Nici asta nu vă convinge, el despre mine a vorbit. Și apoi spune că înainte de Avram, eu sunt, sau sunt eu. Vreau să mai adaug, dacă îmi permiți. Avându-l în față pe Domnul Hristos, n-au înțeles chiar nici din exemplul acesta cu Avram cine stă în fața lor. L-a întrebat, n-ai nici 50 de ani și chiar, da? Însă, poate puteau socoti anii lui atunci pământești, însă natura divină, viața lui divină nu putea fi socotită prin calcule omenești. Spune, existența Domnului Iisus Hristos înainte de întruparea sa nu se poate măsura prin cifre. Și cine era el? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, preexistent, existent prin sine însuși. Asta e extraordinar de frumos. Și ei n-au înțeles lucrul acesta. Mulțumesc. Legat de ideea aceasta și linia firul alb al studiului legat de mărturii, avem un alt exemplu. Mărturia Mariei. Spune că Domnul Iisus în preajma Paștelui a mers să-l viziteze pe Lazar, pe Maria și pe sora lor. A mers în casa unui lui Simon, un fost lepros pe care Domnul Hristos îl vindecase. Și spune că ne relatează Scriptura că Maria face un gest pe care Iisus îl apreciază, însă unul dintre ucenicii Domnului Hristos nu, ci condamnă acel gest. Care este gestul și cine este ucenicul? Pentru început. Da, gestul este... Maria strânsese o anumită sumă de bani și cu suma respectivă de bani cumpărase un vas de alabastru care era plin cu mir. Adică era un mirositor. Parfum. Da. Și ea
a găsit momentul acesta prielnic să spargă acest vas de alabastru, să ungă picioarele Domnului Iisus Hristos cu mirul acesta. Ea face lucrul acesta cu, știu eu, să-și exprime recunoștința față de Domnul Iisus Hristos, pentru că, în primul rând, iertase păcatele, așa. Avea un trecut așa, și, în al doilea rând, pentru că îl înviase pe Lazar, care era fratele ei. Ei, Iuda este ucenicul despre care ne se vorbește, că nu a fost de acord cu gestul acesta și el spune, cu banii aceștia care puteai să iei pe acest parfum, puteam să-i dăm la săraci. Și foarte frumos continuă Domnul Iisus Hristos. A avea de toate Iuda prin ceea ce a spus el? Dintr-un punct de vedere, pare că ar avea dreptate. E o risipă. Acum, spune Domnul Hristos. De fapt, și Simeon, și el era tot în categoria aceea. Evanghelistul Luca detailează mai pe larg și spune, dacă aș ști Iisus, cine-i femeia aceasta care se atinge de el, cu adevărat ar fi un proroc. Dar Domnul Hristos, care cunoștea gândirea fiecăruia, și spune, îi prezintă o pildă și apoi îl mustră fin și pe Iuda. Spune, pe săraci îi aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți. Ei au făcut lucrul acesta cu un scop bine definit. Nota noastră ne spune că Maria păstra vasul acesta pentru înmormântare. Dar se dusese vestea că el va fi rege. A doua zi, spune Spiritul Profetic, au intrat în, și Biblia, au intrat în Ierusalim. Și însuși Lazar, spune, conducea măgărușul și intra aceasta triumfală ca și rege. Ceilalți care au fost prezenți acolo ca să-l vadă pe Lazar, se dusese vestea în toată țara. Dar ei au făcut gestul acesta extraordinar. Acum, pentru Iisus, niciodată nu e o risipă. Nu e o risipă. Nici dacă a ajuns pe alții, nici dacă oferi pentru el. E vorba, spune aici, costul unui an de lucru la un om obișnuit. Astăzi sunt oameni care pun deoparte pentru Iisus, spune, un an pentru Iisus, pentru tineri în gheață, anul de facultate, să meargă. Noi avem atâtea zile la dispoziție. Ne întrebăm, păi, dintr-un an de zile, câte zile oferi lui Iisus, în afară de sabat, câte zile poți să oferi lui Iisus pentru ceea ce a făcut, ca recunoștință pentru mine. Practic învățăm din experiența lor, dar putem aplica și la viața noastră. Uh-huh. Câte rezervoare pentru mine, câte rezervoare pentru Iisus. Nu? Cât? Era un gând care spunea că cu cât era mai scump mirul sau darul, cu atât aș putea exprima mai bine recunoștința pentru Iisus. Frate pastor, ce se ascundea de fapt în inima lui Iuda prin afirmația aceasta? Dacă era atât de altruist, era foarte bine, dar știm că altceva se ascundea în inima lui Iuda și altfel de om era Iuda, deși era ucenicul Domnului Hristos. E foarte adevărat. Îmi place paradoxul pe care îl surprinde Ioan, și anume un gest care în aparență este o risipă, ascunde o motivație nobilă. Uh-huh. Și ceea ce în aparență este ceva nobil, a da vinde și a da la săraci, ascunde o ipocrizie. Deci este invers. Și ce spune Ioan? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci. De asta e motivul pe care l-a invocat. Deci ăsta era paravanul, ci pentru că era un hoț. Ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea, săracul de el. Și nu greșesc spunând asta, pentru că spune că era pentru săraci. Uh-huh. Și îl lua pentru el, săracul de el. Domnul Hristos demască ipocrizia asta. Tu acuzi pe femeia aceasta că risipește, dar motivația din spate este extraordinară. Ea nu știe cum să-și manifeste recunoștința pentru iertarea, pentru harul, pentru mila, pentru cea de-a doua șansă pe care a primit-o, iar cel care dă bine, că se gândește la săraci, care este un hoț însă, și spune realitatea în față. Acum, și aici trebuie o atenție când facem o aplicație, dar există lucruri care în aparență par fi o risipă, însă Dumnezeu vede motivația, profunzimea inimii, și alte lucruri care par nobile, dar nu sunt făcute dintr-o motivație curată. Să nu ne mulțumim că oamenii au impresia că facem lucruri bune, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și motivația. Și atunci darul va fi complet, va fi desăvârșit. Și acum, revenind la darul Mariei,
A fost recunoștință, a fost ideea că auzi că Iisus urma sau și-ar fi dorit să fie uns ca împărat. Însă Iisus îi dă o semnificație la care Maria nu s-a gândit. Deși se spune că îl păstra, dar spune așa: las-o în pace că ce l-a păstrat pentru ziua îngropării mele, da, dar a vrut să o facă dinainte. Și asta este, de fapt, le transmitea celorlalți un element profetic pe care unii nu l-au în calcul. Eu voi fi îngropat. Ei nu vreau să aud asta. Dar asta e mărturia pe care o dă ea. Eu voi fi îngropat, mai târziu spune, voi și învia după 3 zile, dar gestul era profetic. Uh-huh. E o mărturie despre cine e, că el era Mesia și ce implica misiunea lui. Să mai amintesc din exemplu acesta al Mariei, spune că după cum vasul de alabastru s-a spart și a umplut toată casa cu parfumul lui, tot așa și Domnul Iisus Hristos avea să moară, trupul său fiind zdrobit, spart pe lemnul crucii, dar urma să învie din mormânt, spune, și parfumul vieții sale avea să umple tot pământul. Este o învățătură extraordinară și mai putem, știu eu, extrage sau mai pot extrage o învățătură practică pentru viața noastră legat de spargerea vasului. Ce fel de mireasmă suntem noi în lumea în care Domnul Iisus Hristos ne-a așezat? Între vecini, la lucru. Când ne spargem, între ghilime, adică când intrăm în contact sau oamenii ajung să ne cunoască mai bine, ce fel de mireasmă suntem? Mulțumesc, Bogdan, foarte bun punct de vedere. Mulțumesc și frate pastor. O altă mărturie, de data aceasta, spune nota noastră că este involuntară, a lui Pilat. Hai să vedem cine este Pilat și care este această mărturie a lui Pilat legat de cine era omul Iisus Hristos. Și știu că fratele Năstase este un om căruia îi place istoria mult. Te rog. Pilat era guvernator așezat de Imperiul Roman în zona Iudeia. Spune Spiritul Profetic, din fire era mândru, era lacom, iubea poziția, mai lucra și cu diferite dedesubturi. Trezit în zori zilei de către cărturari și farisei pentru judecat. Și-o lască scăp repede de deținutul ăsta al lor și în continui treaba mai departe. Dar, spune, el auzise de Domnul Hristos din minunile care se săvârșeau și ar fi vrut să-l întâlnească. Dar când au văzut, când s-au uitat și au văzut deținutul între soldați care este adus, spune, și-a schimbat atitudinea. A fost o față blândă, o față umilă, un om fără cusur, un om fără păcat, fără nevinovat. Și atunci au avut o discuție și au căutat ca să... De 3 ori, spune Iisus, cuvântul. Asta era ideea. Cum a dat mărturie Pilat? Ce a dat mărturie? De 3 ori le-a spus, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dacă atunci când i-a spus Domnul Hristos, când eu sunt adevărul, ce este adevărul? Știi? Și atunci dacă nu ar fi ieșit afară mulțimea și să-l pună să-l bată pe Domnul Hristos, a fost ocazia lui de aur ca să afle că adevărul era în fața lui. Dar gestul acesta pe care l-a făcut, practic asta învățăm aici și despre a da mărturii, de 3 ore a da mărturii, eu nu găsesc nicio vină. S-a spălat pe mâini, voi răstigniți-l, omul acesta e nevinovat. Plus că soția vine și i-a dus o scrisoare care i-a arătat lucrul acesta, să nu faci nimic, să nu condamni pe omul acesta că este nevinovat. Te rog, da, mulțumesc. Da, e surprizător, spune, și paradoxal într-un anumit sens, pentru că un guvernator păgân i-a ținut partea oarecum Domnului Iisus Hristos, așa spun, cum spunea, de 3 ori a zis că nu găsește nicio vină. El și-a vrut să-i dea drumul față de, știu eu, propriul lui popor care a venit să-l salveze, da? care îl cunoșteau, care l-au respins cerându-l să-l dea să se ducă la moarte. Amint ceva, frate Năstase, pentru spunea că acest Pilat a trăit într-un, știu, mediu foarte corupt, da? Și poate el vroia să cunoască adevărul, dar se îndoia uneori că acest adevăr poate exista. Așa, astfel de îndoieli, în ceea ce privește adevărul, sunt des întâlnite și în zilele noastre. Adevărul uneori este prezentat drept minciună, da? Nimic altceva decât poate, știu eu, jocuri de culise și așa mai departe. Și uneori
înșelăciunea devine, știu eu, din ce în ce mai normalizată în societatea în care trăim. Și asemenea lui Pilat, spunem că vrem să cunoaștem adevărul. Însă, știu eu, datorită presiunii mulțimii, alegem să nu. Așa cum și Pilat a ales să nu-l răspundă acestui adevăr. Și sunt și astăzi oameni care, chiar am întâlnit personal, care spune în felul următor, știu că acolo este credința adevărată, știu că faptele legii acolo sunt, dar... Presupune o schimbare. O anumită schimbare și schimbare datorită vieții. Presiunii, poate, soția, a rudelor, știu... Job-ului. Exact. Aleg să nu dea curs aceste invitații pe care Domnul Iisus Hristos o face, ocaziei, oportunitatea. Fiecare dintre noi, Domnul Iisus oferă oportunitatea de a schimba viața. Și observăm că, și asta îmi place extraordinar de mult la Evanghelia lui Ioan, și în trimestrul acesta cât am învățat până acum, toți oamenii acestea care dau mărturie despre Domnul Iisus Hristos, în momentul când l-au cunoscut cu adevărat pe Hristos, viața lor a luat o turnură extraordinar de interesantă și frumoasă. Mulțumesc. Frate pastor, a fost câștigat Pilat în această situație? Care este istoria lui? Știm că a ieșit în față, s-a spălat pe mâini, cumva simbolic, pentru că voi îl cereți la moarte, eu n-am găsit nicio vină în el, dar totuși, care este continuitatea vieții lui? Este în continuare păstrat în funcție sau tot ce se întâmplă cu el? Din moment ce l-a făcut lucrul acesta, spune că n-a mai avut liniște. Uh-huh. Lucrurile nu au decurs nici pe departe așa cum și-ar fi dorit sau cum se aștepta, atât din punct de vedere al funcției, cât și al modului în care a murit, o moarte cumplită, dureroasă. Asta este partea tristă, că cineva care a dat o mărturie bună are un final rău. Pentru că la mijloc a fost o decizie luată greșit, sub o anumită influență. Aș reveni totuși să mai spun ceva legat de tot de o mărturie pe care o dă Pilat, când spune scrieți deasupra crucii, Iisus, împăratul iudeilor. Din Nazaret, împăratul iudeilor. Preoții mai mari, poporul au zis, nu e bun. Și el a zis, ce am scris, am scris. Au spus, el a zis că este, nu că este. Asta, exact, asta a fost modificarea. Da. Este interesant că și în discuția pe care Pilat o are cu Iisus, îi spune, un împărat tot ești. Cineva care era guvernator roman, ideea de a pretinde oricine că este împărat afară de Cezar, era motiv suficient pentru a fi exterminat. Uh-huh. În timp ce ceilalți spuneau, nu, noi nu-l recunoaște ca împărat, el spune, ba, e un împărat. Mărturia lui este atât de puternică pentru că ar fi poate ultima persoană de la care te aștepta să recunoască pe Iisus ca fiind neprihănit și să fie împărat, un împărat chiar din punct de vedere spiritual. Nu auzi din gura celor care l-au adus din poporul lui, ci chiar din gura unui păgân. De asta are putere. E o mărturie când vine din partea cuiva care n-are niciun interes să spună lucrul respectiv, este și mai grea. Și el, care n-avea niciun interes, spune, nu găsesc absolut, că nu spui odată un lucru, îl spui de două ori, dacă îl repezi de trei ori, de trei ori Petru s-a lepădat de Domnul Hristos, poporul de trei ori, când Pilat a zis, nu găsesc nicio vină, a zis, răstignește-l, nu găsesc nicio vină, răstignește-l, tot de trei ori, e modul prin care poporul s-a lepădat de Hristos, tot de trei ori. Uh-huh. Însă, mărturia aceasta, la o inimă împietrită, nu există niciun fel de mărturie care să aibă putere când respingi, din păcat. Mulțumesc. Avem și mărturia lui Toma. Se găsește în capitolul 20 din Ioan și este relatat modul cum Domnul Hristos se întâlnește cu ucenicii după învierea sa. Aceștia îi văd rănile din palme care erau cele mai vizibile și spune că acest Toma, în urma discuției pe care o are cu ucenicii, el alege să nu creadă. Și fratele pastor la început a amintit ceva care ar putea fi una dintre motivațiile lui. Acum, noi privind lucrurile, putem spune că este condamnabilă necredința lui Toma? Adică, ai fost ucenicul lui, l-ai cunoscut, ai mers
3 ani și jumătate cu el, știai că va face, că va avea loc moartea sa, pentru că Domnul Hristos le spusese lucrul acesta, învierea sa, și totuși tu alegi să nu crezi. Este condamnabil acest lucru? Da și nu. Da. Ce vreau să se înțeleagă clar este următorul lucru. Dumnezeu nu ne cere să credem fără să ne dea dovezi. Nu asta e ideea de aici. Dacă asta înțelegem, e greșit. Iar unii asociază sau spun că în Scriptură zice crede și nu cerceta. Nimic mai fals. Cine spune crede și nu cerceta, în dreptul lui se aplică, pentru că el crede chestia asta fără să fie cercetat. Dar nu este adevărat. Problema la Toma era alta. Și prin Toma Dumnezeu le spune un lucru tuturor celorlalți. S-a amintit anterior la un anumit moment dat. Noi nu mai avem posibilitatea pe care a avut-o ucenicii de a fi alături de Domnul Hristos. Restul generațiilor, începem cu a doua generație, a treia până la noi astăzi, cred pe baza unor mărturii. A spune eu nu cred pentru că nu văd înseamnă fie să te ascunzi în spatele unui paravan, să-ți ascunzi lipsa dorinței de a crede. Și s-a mai spus un lucru extrem de interesant. Unii spune că dacă aș vedea, aș crede. Au fost oameni care au văzut și n-au crezut. Nu este un argument. Dumnezeu ne dă suficiente dovezi pentru a crede. Dacă dăm la o parte eul nostru și luăm în serios acele mărturii, le cântărim, vom vedea că avem motive să credem. Dacă vrem să ne îndoim, vom avea motive să ne îndoim. A crede e o decizie. Dar e o decizie fundamentată. Însă, repet, în cazul acesta nu e rău să vrei să analizezi, dar după ce ai avut dovezi, continui să te îndoiești, acolo este o problemă în necredință. Mulțumesc. Mă gândeam la o aplicație practică în ceea ce îl privește pe Toma. Mă gândesc că prima dată când s-a arătat Domnul Hristos ucenicilor, spune că Toma nu era acolo. Era singur, probabil, undeva, treaba lui. Ce vreau să spun prin lucrul acesta? Îndoiala apare mult mai repede la persoanele acestea care stau departe de rădăcină, de trunchi, de biserică. Și atunci când ești singur, Satana mult mai ușor se strecoară în viața ta. Adică să nu părăsim nucleul. Stăm aproape de... Suntem mai vulnerabili. Suntem mai vulnerabili atunci când suntem depărtați. Și ce mi-a mai plăcut, dacă mai dai voie? Te rog. Cum îi răspunde Domnul Iisus Hristos acestui om, lui Toma? Nu l-a certat, nu a zis... Băi, câte dovezi am dat. Meritam un pic certat. Poate, din punctul nostru de vedere, da, noi nu cunoaștem inima, dar nu l-a certat și așa după, știu, am văzut modul de lucru a Domnului Iisus Hristos de la început și îl continuă și aici. Ce le spune ucenicilor lui Ioan Botezătorul atunci când ei mergeau după el? Unde stai? Veniți? Și vedeți. Vedeți, da? Și vedem lucrul acesta, vino și vezi în viața Domnului Iisus Hristos, în modul lui de lucru și îi arată foarte frumos palmele și atunci Thomas mărturisește, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Foarte frumos. Adică uneori să nu intrăm, dacă vedem că omul poate are altă părere sau e sceptic, să nu pedalăm pe o anumită idee, să-l convingem. Da, atunci când să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze la mintea lui și când va crede de cuvință, dar noi să fim o mărturie și să ne facem parte acolo unde suntem chemați. Mulțumesc. Din cele relatate și din istorie care au scris în tradiție, nu mai găsim nici într-o parte Toma ar fi continuat în necredință. De atunci, Domnul meu și Dumnezeu. La fel ca și Petru atunci spunea, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Dar din gură a spus, dar cu mâinile eu prins picioarele, unde rămâi. Spun istorice că Toma o închid viața ca și martir, deci pentru cauza aceasta, Domnul meu și Dumnezeul meu, undeva prin India, străpunți de o lance. Deci... O dată ce ai întâlnirea aceasta cu Dumnezeu... Ar fi fost frumos ca în studiul nostru să fi fost și Pilat la fel, ar fi fost și Iuda să fie la fel, deci cu spunea frate pastor, nu toți cei care s-au întâlnit cu Domnul Hristos au și rămas. Noi avem atât, dacă astăzi, spuneai la început, dacă îl condamnăm, ne condamnăm singuri pe noi. Nu? Pentru că noi spunem despre Toma că a fost necredincios, dar de câte ori nu am fost noi necredincioși? Câte dovezi și câte dovezi ale dragostei Dumnezeu am avut și avem. Sigur. Și de multe ori respingem, zic, lasă că
Am vrea să demonstrații, așa cum a fost poporul Israel. Păi în fiecare zi li se făcea minuni și fă o minune să credem în tine. Da. Trimiteau, ca să vedeți cât de absurd, trimiteau poliția templului, aprozii ca să-l prindă. Mai oameni mândă, ăsta înviază, da, vindecă, da, face atâtea minuni. Cum poți să pui mâna pe el? Până la urmă, Dumnezeu s-a lăsat, pentru că acolo era traseu. Să fie. Mulțumesc. Legat de lucrul acesta, mama mi-a spus, nu cunosc, dar spune că fratele doctor Blaj a avut o predică legat de subiectul acesta al lui Toma Necredinciosul și spunea că necredința lui ne este nouă astăzi de folos, pentru că este o mărturie, încă o mărturie clară, pentru că este un om care nu a crezut, cum și noi poate de multe ori nu credem ceva, dar totuși este convins de realitatea faptelor. Bun, mai facem încă o oprire și timpul nostru este gata. Cei din vremea lui Iisus, spunem noi că au crezut pentru că au văzut cu ochii lor toate acele minuni. Dar revenind la noi astăzi, dacă ne-a întrebat cineva de ce crezi în Iisus, care sunt argumentele noastre, pe ce ne bazăm noi argumentația, de ce credem noi în Iisus? Pentru că așa, nu știu, poate unul dintre noi ne-am născut în această religie, poate așa am apucat. Care este mărturia noastră? L-am cunoscut noi personal pe Iisus? Aș apela la un exemplu care a fost analizat în alte studii, și anume femeia din Samaria. Ea l-a întâlnit pe Iisus. După ce a descoperit că El e Mesia, El e Hristosul cel promis, lasă găleata, fuge în cetate și spune: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Îi spun: noi știm. Nu cumva este acesta Hristosul? Și ei primesc mărturia ei și merg la Iisus. Și apoi descoperă mai multe decât au primit în prima fază. Noi, pentru că n-am fost prezenți atunci, am spune că suntem privați, dar Dumnezeu a avut în vedere lucrul acesta. Și noi primim mărturia din partea cuiva, cu siguranță, am spune, în multe privințe mai buni decât acea femeie. E vorba de ucenici sau cei care au fost apropiați. Iar tot ce găsim în Evanghelia după Matei, Marcu, Luca, Ioan și tot ceea ce găsim în Noul Testament, mărturii despre Iisus vin de la prima mână. Spre exemplu, în 1 Ioan, tot Ioan este autorul și acestei epistole, spune: ce am văzut, am privit cu ochii noștri, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă împărtășim. Noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin mărturia care este și sub influența Duhului Sfânt, pe care o găsim aici, care este incontestabilă. Și apoi, apropiindu-ne de ceea ce ne descopere Scriptura despre Dumnezeu, prin relația personală care implică rugăciune, care implică meditație, care implică alegerea, exercitării, încrederii în El, îl cunoaștem personal, pentru că Dumnezeu este viu. Nu mai este El cum a fost pe pământ, atunci întrupat, dar El a promis că este prezent în mijlocul nostru și noi putem avea o relație cu El. Pentru că spune tot în Matei, în Ioan capitolul 4, Dumnezeu este Duh, Dumnezeu. Iar relația cu El, din punct de vedere spiritual, nu este mărginită la un spațiu. Noi putem avea o relație personală cu El în momentul acesta. Mulțumesc. Cred că cel mai mult contează pentru a da mărturie să ai o relație cu Hristos. Noi, în primul rând, să avem acea relație cu Hristos ca să putem avea ce mărturie, da? Ce mărturie, asta e. Asta, ceea ce contează este să-L cunoaștem noi înșine, în primul rând, și apoi să dăm mărturie despre El în modul nostru. Poate nu ne cere nimeni să facem minuni sau, știu, alt fel de lucruri fantasmagorice. Acolo, cum se spune foarte des zicala aceasta, împătrățica ta. Da? Să dăm mărturie în modul nostru, așa cum au făcut și acești oameni extraordinari despre care am discutat în studiul acesta. Mulțumesc. Și Evanghelia după Ioan, scrisă în jurul anului 95, circa, și aproape, deci în jurul a 60 de ani după evenimente care s-au întâmplat, a venit distrugerea templului și Ioan scrie aparte față de ceilalte evanghelii sinoptice, în care vrea să demonstreze și să arate că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat. El și se pierduse. Dacă era Fiul Dumnezeu, de ce ni s-a întâmplat atâta? Uite,
nu mai își pierduse credința, venise gnosticismul și alte religii păgâne și o pierdut din vedere. Și Ioan vine și argumentează. Cei care au fost autentici la timpul acela au dat mărturie despre divinitatea Domnului Iisus Hristos, despre El ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Astăzi, după atâtea sute de ani, după 2000 de ani de la când a spus Domnul Hristos, iată, eu vin curând. Se împlinește cuvintele lui Apostolului Petru. Adică îmi spuneți că vine Domnul și nu mai vine. Mai poate mai, fi distrusă lumea asta mai, cu atâta tehnologie? Da, nu, mai, nu, așa rămân toate la începutul zidirii. Mai poți să mai crezi așa ceva? Uh-huh. Da. Și totuși e nevoie de o reactualizare a credinței și acum s-a spus fiecare în dreptul nostru. Și apoi mărturia noastră să corespundă vorba cu fapta, cu ceea ce stă scris. Și atunci poți să dai o mărturie destul de clară și autentică încât tu crezi, dar mai crezi ceea ce spui? Cred din toată inima. Că, și astăzi credința în revenirea Domnului, credința în observăm în lumea seculară și în politică. Dat la o parte pe Dumnezeu, dat la o parte religia, dat la o parte Iisus Hristos, altfel de... Și oamenii, așa, se perpetuează și totul va fi așa de la începutul zidirii. Deci, practic, de asta învățăm și studiem. Mulțumesc. Mă gândeam și la un aspect al puterii cuvântului inspirat a Bibliei, a faptului cum toate lucrurile profetizate, și mă gândesc aici la Daniel, cum toate lucrurile și-au găsit împlinire cu exactitate. Atât în Vechiul Testament, până și jertfa Domnului Hristos a fost într-o zi de Paște, când se aducea mielul de la templu, așa și toate aceste profeții, ele și-au găsit împlinirea. Pentru noi, pentru mine personal, este o dovadă clară că Biblia nu minte și dacă într-o mare proporție tot ce a fost profețizat s-a împlinit, cu privire la ceea ce a mai rămas, nu-mi dă altă convingere decât aceea că lucrurile se vor întâmpla așa cum au fost scrise. Vă mulțumesc pentru dialogul de care am avut parte. Sperăm ca cei care ne ascultă să vă fi fost de folos și să puteți înțelege mai bine exact acest studiu. Iar legat de aceste mărturii, toate aceste mărturii ne arată că Domnul Hristos a fost și este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu și, așa cum s-a amintit, El este gata de a căuta și dorește să aibă o relație personală cu noi pentru a putea să-L cunoaștem și să putem avea această mărturie personală a întâlnirii cu Iisus. Dumnezeu să și Duhul Sfânt să vă călăuzească în a găsi această experiență a întâlnirii personale cu Dumnezeu și până data viitoare vă dorim numai bine!